Televiziunea Română, Întâlnirile JTI și Fundația Art Production îți recomandă garantat 100%. Salutare! Salutare la toată lumea! Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Am emoții. Dacă ar fi să prezint corect cele două invitate din seara asta, adică dacă ar trebui să procedez ca la carte, amintind împlinirile și momentele importante din viața amândurora, mi-ar trebui cel puțin o emisiune în care să enumăr doar roluri, scene, parteneri, prietenii celebre, orchestre, dirijori, regizori, în fine, tot cortegiul de spectacole, din afara spectacolului propriu-zis, acela al scenei de operă. Pentru că invitatele din seara asta sunt două mari artiste ale lumii, două nume de referință în istoria operei. Avem onoarea de a o avea ca invitată pe cea care a fost numită vreme de 25 de ani prima donna absoluta a operei de la Roma, una dintre cele mai prestigioase soprane lirice, acoperind o gamă impresionantă de roluri și realizând o carieră internațională de mare strălucire, atât ca artist, cât și ca profesor de canto. Domnia sa este însoțită într-un superb gest de susținere, de admirație și de prietenie, de o altă mare personalitate a scenei lirice, o artistă aflată în plină desfășurare a unei excepționale cariere internaționale. Doamnelor și domnilor, vă invit să fiți părtași la onoarea noastră de a le avea ca invitate pe două mari artiste ale lumii, doamna Virginia Zeani și doamna Angela Gheorghiu. Cum vă deti? Bună seara! Salut, bună, mulțumesc foarte frumos pentru că ați acceptat invitația noastră. Cu mare plăcere, cu bucurie. Cu mare plăcere, Virginia. M-am răzgândit instantaneu, în momentul ăsta m-am răzgândit. O să încep cu ultima întrebare, nu cu prima. Vă rog. Ce vă leagă, în afară de faptul că sunteți românce, că sunteți două mari artiste și că există
câteva momente în biografia amândurora care seamănă foarte tare. Dincolo de lucrurile astea, ce vă leagă atât de puternic? Faptul că o consider ca o fată, ca fetița mea. Eu n-am avut decât un băiat și am dorit întotdeauna să am o fată care să cânte, normal, să mă urmeze. Și am întâlnit-o pe Angela. Din fericire, Angela întrupează tot ce eu doream mai mult într-o persoană. Aparte frumusețea fizică, prepararea intelectuală, limbile care le cunoaște și rolurile care le face. Sunt extraordinare. Am reușit să o văd și la Londra în anumite producții și voi fi fericită să o urmăresc până când trăiesc. Deci, o consider, pot să spun, fetița mea ideală al liricei românești. Da, ce mă leagă pe mine de Virginia, de mami Virginia, dacă îmi permis să dau un vileag. Iubita mea fetiță. Da. Este pentru mine, cum să spun, și vis devenit realitate, pentru că Virginia Zeani a fost în absolut pentru mine prima artistă pe care eu am descoperit-o. Prin discografia dumneiei, a fost primul disc pe care l-am auzit cu Traviata la Biblioteca Centrală de Stat, dacă ți-aduci tu aminte, acolo unde mai reușeam să ascultăm discuri adevărate. Atunci descoperirea mea a fost epocală, dacă aș putea spune, și esențială, pentru că am descoperit frumusețe perfectă, fizică și artistică, pentru care eu am aspirat de la bun început și nu-mi venea să cred că este posibil așa ceva. Deci eu am văzut doar la cinema, am văzut-o pe Gina Lollobrigida sau, eu știu, actrițele superbe și am spus, Doamne Dumnezeule, deci există o cântăreață româncă care să mă facă să înțeleg că este mai mult o mândrie să pot descoperi și atunci în România și un rol pentru care Virginia Zeani este și astăzi o legendă mondială în rolul Traviatei. Aici ea are o istorie atât de lungă și inimitabilă și de neatins, încât de atunci, în momentul în care am avut ocazia și am avut un număr de telefon, imediat am reușit să intru în contact cu mami Virginia și de atunci a fost o iubire și va fi, de fapt, este atât de mult și profund între noi, încât este cam dificil și aproape de nepovestit și poate că e mai bine să rămână așa între noi. Da. Da? Când Virginia Zeani devine mami Virginia, da, se schimbă în vreun fel admirația față de reperul cultural care e Virginia Zeani? Nu, sub nicio formă, sub nicio formă. Adică foarte, foarte bună simplu, întrebare. Apropierea de idol modifică cu ceva imaginea idolului? Este adevărat, mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă, pentru că eu am cunoscut înaintea Virginiei Zeani, bineînțeles, foarte multe artiste, începând, eu știu, cu Renata Tebaldi, sau, eu știu, colege de ale Virginiei și din România, Mileana Cotrubaș, sau, eu știu, alte cântărețe, artiste extraordinare, Eugenia Moldoveanu aici în țară, dar fără să aduc niciun fel de eu știu, concurență sau, eu știu, gelozie între colegele noastre mai mari sau mai mici, pentru că nu există vârstă în artă, după părerea mea, și nici gen. Virginia Zeani, am avut noroc, ca și într-o căsătorie, sau, eu știu, ca și într-o, eu știu, ca atunci când intri într-o familie. Nu va fi divorț. Undeva unde Dumnezeu așa a vrut să fie. Dânsa cânta la Londra Traviata și era, cred, debutul ei în Traviata. Și mi-am întrebat, zic, Angela Gheorghiu, cum poate să fie așa de bine pregătită, așa de fantastică? Deci am admirat-o din tot sufletul. Și știind toate greutățile Traviatei și a celorlalte opere, am urmărit-o și am văzut
ce ființă extraordinară este, adică o ființă care, în aparte de faptul că muzicalmente este extrem de preparată, își prepară rolurile de ea singură, și închipuie viața într-un mod romantic, așa cum mi-am închipuit-o și eu, este foarte romantică și eu am fost foarte romantică. Acum sunt o bătrână oarecare care e fericită să spună tinerilor să urmeze exemplul meu într-un fel și să facă viața lor în felul lor, pentru că suntem mentalități diverse, având o diferență de vârstă nemaipomenită de mare, și mi se pare că în ea retrăiesc anumite clipe ale vieții mele pe care le uitasem înainte. Știi? M-am retras acum 30 de ani și m-am dus în America ca virgulă să dau lecții acolo și m-am regăsit cu toate extrem de bine și m-am regăsit ca o mamă la toate, dar niciodată n-am fost o mamă cum am fost mama ei de când o cunosc. Pentru că o urmăresc, nu că nu iubesc și celelalte cântărețe, pentru că știu că în România sunt cântărețe extraordinare și cu talente nemaipomenite și întotdeauna am spus, dar de ce în România atâtea voci frumoase vin de acolo? Și o spun pentru că în România au suferit foarte mult. Noi am suferit timpul războiului, voi ați suferit timpul comunismului și așa mai departe. Deci ne-a făcut să străduim și să muncim foarte mult. Munca este munca. Pentru noi n-a fost o muncă importantă. Pentru a cânta e o plăcere așa de mare și să vezi publicul satisfăcut de ceea ce noi producem cu aerul care îl avem în gură, că suntem unite de atunci și sper să fim uniți până când eu voi fi în viață. Vezi, sunt lucruri foarte importante într-o viață și cred că faptul că am găsit-o pe ea mi-a dat mult curaj să îmbătrânesc bine. Adică să nu mă simt... Bătrânețea e un lucru care depinde de dureri, de așa mai departe. Eu nu le simt așa de multe, deși nu mă simt bine, perfect, nu? Pentru că încă am caracterul unei persoane tinere înăuntru. Și deci, tinerețea mi-o redă și ea. Și mi-o dau alte persoane care au studiat cu mine și care fac azi o carieră sau alte românce formidabile care vor fi după noi. Pentru că, normal, când am ziceam cartea care a apărut acum... Asta vreau să vă și întreb, apropo de redat. Sunt câteva momente cu totul fascinante în volumul dumneavoastră de convorbiri cu Sever Voinescu. Da. Unul dintre momente e atunci când amintiți faptul că vreme de vreo 20 de ani, după ce ați plecat din România, statul român nu s-a arătat atât de interesat de existența dumneavoastră și erați tristă atunci când vedeați că există colege și colegi din Ungaria, din Cehia, din Polonia, va să zică tot din Est, Ungaria, toți față aveau... de care statele din care veniseră se interesau. Da. Ei bine, într-o formă de recuperare, cumva, acum vi s-a conferit ordinul Nihil Ține Deo din partea casei regale din România. Asta este un lucru așa de important. Deci m-au pus pe drumuri. Exact, casa regală, ce bine. M-a pus pe drumuri, pentru că nu credeam niciodată că o să mai voiajez așa lung. Am sosit de-abia ieri, sunt extrem de obosită, n-am dormit toată noaptea de emoții că ajung în România. A fost o emoție să întâlnesc prieteni și în special să știu că există și o carte care începe să povestească ceva din gândurile mele. Nu știu cum să zic, e mai industrială opera de azi? În sensul producției de masă, e mai golită cumva de romantism față de opera de acum 30 de ani? 40 Întrebarea este puțin în necunoștință de cauză, pentru că... Sunt în necunoștință de cauză, de aia și întreb. Sigur, publicul. Sigur. Pentru că aici sunt foarte multe detalii, pentru că sunt diferite teatre, sunt diferite producții, pentru că spectacolul de operă trebuie să vă readuc aminte, este un spectacol extrem de complex și costisitor. Pentru asta, bineînțeles, biletele sunt scumpe și nu întotdeauna toată lumea își poate permite să vină în sala de operă. Și atunci, opera este, a găsit momentul de a păși spre afară. Deci, noi ne ducem spre afară. Și atunci, publicul, bineînțeles, cum știe și mama Virginia, sigur că și ea, în ultima vreme... are o posibilitate să se ducă în sala de cinema filme, și sunt momente în care putem urmări un spectacol de la Scala sau de la Metropolitan sau la Covent Garden exact în seara spectacolului. Și să putem generaliza la întrebarea dumneavoastră, nu este aș putea spune, din ce în ce mai greu. Pentru că artiștii sunt
atât de mult și atât de violent, într-un anumit fel, expuși într-o fiecare seară. Exact. Pentru că eu, când de 20 de ani, cred că nu există spectacol al meu care să nu fi fost filmat sau înregistrat. Și atunci, bineînțeles, starea mea sufletească este mult mai gravă, într-un mai anumit agitată, fel, mai agitată. Pentru că ai conștiința faptului că totul îți va fi judecat într-o zi. Nu este doar un spectacol. Și sunt milioane de persoane care te judecă exact asta în secundă. Asta și întrebam. Pierdeți vreo formă de libertate când se întâmplă lucrul ăsta? Nu m-am gândit, pentru că eu doar săvârșesc lucrul ăsta și nu mă gândesc. Pentru că dacă cu cât mă gândesc, cu atât mă apucă groaza. Nu. Acum să vorbim de alt lucru de care Angela, sigur că fiind mai modernă, mult mai modernă decât sunt eu, văd lucrurile într-un mod divers, în sensul următor. Eu vreau ca opera să fie difuzată, dar nu vreau să fie traviată. Știi? Traviată în sensul cuvântului, realistic cuvântului. Nu vreau ca să fie în mâna unor regizori care se fac mari pe ei și au uitat și compozitorul, au uitat și interpreții și nu există în canto, nu există modernitate. Există simplicitate, există culoare vocală, există o mișcare care te face important ca să fii actor, dar este o tradiție. Deci trebuie să învățăm și pe tinerii cum este opera tradițională. Pentru că dacă uităm cum era opera, uităm și rugăciunea. Nu mai zicem nimic. Știi? Deci eu sunt puțin cam contra. Cred că Renata Tebaldi și cu un grup atunci au făcut o reuniune, cam vreo 45 de ani, când și m-am pus să-mi filmat și eu, contra regizorilor care deformează nu numai opera, dar pe compozitor. Mulțumesc pentru idee! Da. Vă referiți la venirea dinspre teatru și dinspre film a numelor celebre de regizori spre lumea operei. Da, care n-au idee. Acum, eu eram foarte bună prietenă cu Fellini și asta cu și Giulietta Mazina. Da. Și el nu iubea opera. Mi-a spus, viu la operă pentru că trebuie să te văd pe tine. Dar opera e ceva care nu mă interesează. Și dacă aș face opera, zicea, aș face-o complet cu ideea lui. Dar Fellini era unic, într-un fel. Iubim sau nu iubim filmele lui, aveau filme colosale și aveau filme mai așa, pentru mentalitatea noastră. Și totuși trebuie să ne adaptăm, că ceva trebuie să fie nou în costume, poate în scene, dar nu transformăm muzica și voința compozitorului. Eu reamintesc de un lucru care s-a întâmplat la Scala când eram și eu acolo, că s-a dat Boema, nu cu mine, era cu Freni și cu Raimondi, și Zeffirelli și cu Carayan dirijau această și era anunțat la Boema cu Zeffirelli, Carayan, titluri enorme și dedesubt. Da. Puccini. Aceasta este o practică, încă și astăzi, din păcate, din și păcate. Mai mare, da. Din păcate, da. Și de atunci s-au transformat lucrurile, Pentru că au început regizorii să vină și ne spună, da, dar noi trebuie să ne adaptăm la tineretul de astăzi. Dar tineretul nu e nebun. Tineretul știe ce e bun gust. Și vrea să știe tineretul cum muzica a fost concepută. Nu cum un individu extrem de dotat, ca mulți regizori foarte dotați, și români și de toate națiunile, nu? Dar vreau să-și impună gustul lor la toată lumea și la tot tineretul. Asta vedeți nu. Ce e foarte interesant? Țineți foarte tare la păstrarea unei linii tradiționale, dar nu le spuneți niciodată studenților dumneavoastră, pe vremea mea, nu obișnuiți să spuneți pe vremea mea și să impuneți valorile din vremea în care dumneavoastră erați în prim planul atenției. Nu, pentru că este opera eternă. Si, absolut. Nu e pe vremea mea sau pe vremea ei. Absolut. De muzica. Muzica e o inspirație nemaipomenită. Care să, o Puccini, o Verdi sau muzica Wagner, etc., etc. Unul e propens. Eu iubesc mai mult Verdi și mai mult Puccini decât Wagner.
Dar e chestiune de gust. Absolut. Poate și de preparare, nu vorbesc că există muzicologiști care cunosc muzica mult mai profund decât o cunosc eu. Dar ceea ce cunosc, cunosc bine. Și îmi apăr ceea ce cunosc. Da. Vreau ca să revin puțin cu un exemplu la regizori. Eu sunt socotită un fel de oaia neagră a profesiei de operă, dar îmi asum această poziție, pentru că nu cunosc nici măcar o singură frază în limba operă pe care urmează să o originale, da. Deci noi vorbim în majoritate, sunt un exemplu, vă pot confirma că noi vorbim în limba engleză. Aproximativ 80% în toate teatrele Pământului, repertoriul, în repertoriul italian și francez în care eu cânt cel mai mult. Deci asta este o discordanță, o disproporție și un pic neprofesionist, după părerea mea. Deci nu, sigur că oamenii au dorință, au pasiune, nu comentez asta, dar nu este destul. E ca și cum eu nu aș veni cu lecția învățată. Eu trebuie să vin cu lecția învățată. Și eu... ei învață și muzica, o ascultă în momentul acela. Bineînțeles, da. Dar am întâlnit odată și un regizor care era foarte, foarte trist. Vai, nu știu ce o să fac în acest... Era Simone Boccanegra la Salzburg. Țin minte, dirija Claudio Abbado și regizorul, dacă puteți afla, nu vreau să-i spun numele. Era atât de trist, vai, nu știu... Dacă o să fiu capabil să scot ceva din opera asta, nu prea îmi place, zic, dar cine te ține, dar cine te obligă să stai aici? Corect, nu? Mi-aduc aminte și de o Traviata, a venit cu un buclet din CD. Da? Deci nu a înțeles nimic. Și urma ca noi să facem o nouă producție. Deci aceste inadvertențe sunt destul de incoerențe, da? Absolut. Dar nu este foarte grav, pentru că totuși regizorii au instrumentul de lucru, artiștii cântăreți, care, slavă Domnului, cu talentul și cu carisma lor și cu cunoștințele lor, bineînțeles că ajung să scoată și dintr-o regie în care el are tot felul de fantasme, să scoată cât de cât adevărul într-o producție. Da, dacă avem interpreți și emoționăm publicul cu vocea și cu gestul, atunci, într-adevăr, opera rămâne în minte. Stimate doamne, noi avem un obicei aici, da, la emisiune. De fiecare dată invităm câte o formulă de muzică de cameră. Vă dedicăm momentul ăsta. Ne întâlnim în cazul ăsta cu o prietenă ceva mai veche și cu un nou prieten. Ei au făcut un duo foarte interesant, se cheamă Celarpa. E vorba despre Roxana Moișanu la harpă celtică și despre Mladen Spasimović la violoncel. Prietenii noștri o să ne cânte în seara asta o piesă care se cheamă The Nightingale. Este o compoziție a lui Deborah Hanson-Conant, un personaj aparte, care nu se comportă ca o harpistă clasică. E un personaj mai special în lumea harpistelor. Compoziția e foarte frumoasă. Vă ascultăm. Mulțumim frumos! Thank you.
Foarte frumos! Da. Bravo! Mulțumim super foarte frumos! Roxana Moișanu și Mladen Spasimovici. Superb amândoi! Bravo, bravo! E de un romanticism incredibil, piesa asta. Și n-am auzit care era compozitorul, adică l-am auzit, dar nu l-am... Deborah Hanson-Conant o cheamă. E o harpistă contemporană. Aha! Foarte non-conformistă. Da. Și da, totuși melodia este așa... E în mare contradicție cu felul în care apare public compozitoarea. Este formidabil. Mă înșel, Roxana, nu așa e? Da, așa de, așa de romantică, așa de frumoasă și așa de poetică. Și da, probabil execuția voastră influențează enorm ce este muzica asta. Bravo! Bravo! Roxana, bravo. Mersi mult! Foarte frumos. Mulțumesc! Mersi! Ne-am mers la suflet și ne-am gândit că muzica este un miracol. A fost ideea lor, ei au propus superbă piesa asta, le mai mulțumesc încă o dată pentru mulțumesc lucrul ăsta. Mulțumim mult de bravo tot! Pe de altă parte, ar fi mare păcat să nu amintim un lucru. E ceva la care țineți foarte tare. Și anume faptul că pentru prima dată se pot asculta în România niște înregistrări la care țineți foarte tare. Ele se află aici, în fața noastră. Nu e că eu țin așa de tare. Sunt extrem de fericită că le aveți. Și sunt extrem de fericită câteodată să le aud, dar foarte puțin. Pentru că a schimbat totul. Vezi, gustul evoluează și normal când te auzi și spui, da, da, asta aș fi putut o face așa și pe dincolo, știi? Exact când, la o anumită vârstă, ai vrea să ai o altă față să vrei, și nu poți să te mai schimbi pentru că n-am chef de operații și atunci nu pot să pun la punct discurile cum aș vrea eu acum, știi? Adică, vezi, e important că cineva a conservat totuși. Trebuie să spun că am fost foarte nenorocoasă cu discurile. Și asta o să o explic într-o carte, viitoare carte, așa că s-a întâmplat ceva, un accident în viața mea, pe care e foarte lung de descris, anumiți normali dușmani, pe care eu i-am iertat de mult timp și au murit toți. Dumnezeu să ierte, cum se spune. Da, da. Și așa, că eram mulțumită, fericită de viața mea, cântând aici, colo, peste tot și cu un soț care avea și el o importanță enormă în viața mea, poate și în cariera lui, se înțelege, dar mai mult în viața mea, pentru care pot să spun că am sacrificat foarte multe lucruri, dar am făcut-o cu plăcere. De exemplu, îmi spunea mereu, ți-am tăiat aripile. Și la un moment i-am spus, dragul meu, tu nu mi-ai tăiat aripile, pentru că eu le-am tăiat de una singură, pentru că am vrut viața. M-a dus să vreau anumite lucruri. Și am optat pentru anumite lucruri și am pierdut altele. E normal. Fiecare știe ce vrea. În momentul ăla eu știam ce vreau. Normal, dacă aș face o altă viață, poate aș schimba-o acum cu experiența care o am. Mame Virginia, dacă poți să-mi permit ceva. Sigur. Copiii au dreptate. Nu, știu, da, da, cum se spune. Și mama e de vină. Mama e de vină întotdeauna. Da. Discografia Virginiei Zeani este, de fapt, aceea reală. Iubitorii de operă și cei care vor să recunoască pe deplin ceea ce înseamnă un adevărat artist este înregistrarea live, pentru că este deci 100% adevărul despre artistul absolut respectiv. Absolut. Și Virginia Zeani este universal recunoscut, una dintre, dacă aș putea spune, cea mai mare legendă a discografiei live existentă astăzi. Mami Virginia a avut norocul în a face și a construi pe scenă roluri create pentru domnia sa, ceea ce nu multe artiste au parte în cariera lor. Da, și sunt extrem de fericită să pot să vă recunosc momentul ăsta de a ajunge și în România discuri care, mondial vorbind, au o inestimabilă valoare, adevărată inestimabilă valoare, nu este puțin lucru. Da, să amintim faptul că acum aceste discuri se pot găsi și pentru împătimiții de muzică din România. Exact. Da. Meglio tardi che mai. Sì, meglio tardi che mai. Mai bine mai târziu decât niciodată, așa e. Da. Stimată doamnă, vreau neapărat să ne legăm de un episod din carte, de un moment în care povestiți ceva foarte interesant în carte despre care am vorbit adineori. O să explic și de ce. E o întrebare care se adresează amândurora. Am să încep cu povestea la care mă refer. Spuneți la un moment dat că e foarte important să-ți creezi un anumit tip de imagine.
că imaginea trebuie să funcționeze paralel cu talentul obligatoriu. La un moment dat spuneți așa. Erați pe scenă alături de Karajan, ați ieșit la aplauze și l-ați văzut cu fiecare ieșire la aplauze, l-ați văzut pe Karajan că devine din ce în ce mai nemulțumit și mai posac. Și l-ați întrebat ce se întâmplă. Și el v-a spus, foarte hotărât, fă ca Maria. Ați putea să povestiți un pic momentul respectiv? Bine, am ieșit la public, asta a fost la Viena, se înțelege, și am mulțumit publicului cu drăgălășenie și când Karajan a ieșit cu mine și el și dânsul l-am mulțumit cu mare bucurie că am cântat cu dânsul și până m-am reintrat toți în culise și dânsul mi-a spus, zice, Maria mă îmbrățișa în fața publicului. Și când am reușit din nou și dânsul a venit lângă mine, m-am uitat la el cu o languidă, eu eram mult mai tânăr atunci, l-am îmbrățișat cu tot sufletul și l-am văzut zâmbind și fericit să o se uite la public. Și atunci mi-am dat seama de platealitatea personală care... Adică nu vroia să recunoască valoarea artiștilor cât pe a sa. Deci, umilitatea pe care am demonstrat-o și care, într-un fond, era adevărat că îl iubeam foarte mult ca director, deși de multe ori nu îl înțelegeam, știi, că avea un gest foarte precis, dar e un dirijor nemaipomenit, se înțelege. Și asta m-a deluzionat puțin, știi, în raportul care l-aveam de stimă. N-am adresat întrebarea asta pentru a știrbi cu ceva imaginea lui von Karajan. Nu, se Doamne înțelege, ferește, nu. E absolut evident lucrul ăsta. Bine, de dânsul, de exemplu, punea în evidență că se îmbrăca într-un anumit... Că exact. Seara când se ducea la operă, de exemplu, își punea un manteau nemaipomenit, că soția lui este o modelă franceză și tot felul oricum de lucruri era, de genul era, ăsta. Era, se știe, este, și asta este legendară, pentru că era extrem de atent la tot ce mișcă în jurul lui, începând cu lumini, camere. Am fost și eu atentă, întotdeauna sunt și eu foarte atentă la lucrurile astea, nu-mi scapă nimic. Dar nu... Numai că eu nu o fac exact din același motiv. El avea câteva complexe pe care nu vreau să îi le nominez acum. Și pentru și conștiința a ceea ce va fi după el. Deci imaginea pentru el, deci oricum era a fost unul dintre, cred eu, de pionierii artiști care absolut. A cel mai da, nu? Da sigur că care da. A vrut, cel mai important din timpul da, lui. Care a vrut cu ajutorul mass mediei să rămână în, eu știu, era foarte important cum se puneau luminile și pe instrumente și ei făceau playback cu întreaga orchestră, se făcea playback, așa, deci toate lucrurile astea să dea o atmosferă și să dea o anumită imagine a muzicii clasice. Bineînțeles, în asta era o parte a muzicii. Noi avem, bineînțeles, un dirijor român exact în partea opusă, Sergiu Celibidache, exact. Care exact ura toată această... Ajungem imediat și la Celibidache. Ceea ce vreau să vă întreb în modul cel mai direct e următorul lucru. Când se întâmplă mici momente de exces personal, haideți să nu-i spunem ipocrizie, să-i spunem exces personal. Da. În momente din astea când lucrați cu parteneri mari și când vi se pare că în momentul ăla partenerul dumneavoastră nu e cel pe care l-ați crezut adineaori, cum vă mai uitați mai departe în ochii partenerului și cum reușiți să treceți peste un moment în care imaginea celui cu care lucrați se degradează într-un fel? Mie nu mi s-a întâmplat, adică eu știu întotdeauna pe cine găsesc. Deci eu nu vreau surprize de genul ăsta, eu întotdeauna eu întreb cu cine să lucrez. Îmi place să vin la, eu știu, într-un cadru în care știu dinainte că mi-este prietenesc și că suntem într-o admirație. Nu am avut, să spun, multe bemoluri în profesie. O dată am avut, nu vreau ca să nici măcar să-i pomenesc numele, un dirijor, dar tot probabil dintr-o plenitudine
în fața lui, cu el însuși, și dacă nu a primit acele complimente și dacă nu l-ai pus în valoare atunci când a vrut el, bineînțeles, se simte diminuat. Dar eu cred că în ultima vreme, cel puțin în generația mea, nu mai există. Eu nu am avut niciodată nu m-am gândit că colegii sau cei care sunt în jurul meu sunt mai mari, mai mici, sunt femei, bărbați, eu nu mă gândesc la nimic. Din cum v-ați văzut cu Caraian a doua zi, a treia zi și pe urmă? Bine, eu, că n-am mai lucrat împreună. La fel am făcut și eu cu acel dirijor. Știi, da, te întâlnești prima oară, dar e bine de știut, nu, pentru că a doua oară nu mai și există. Și pentru alte motive, nu, pentru că pe urmă imediat am avut alte contracte și... El a fost foarte, foarte drăguț, trebuie să spun adevărul, a făcut odată Paliaci în film și mi-a propus mie să cânt Paliaci și nu eram liberă, asta e adevăratul, pentru că trebuia să deschid nu știu ce teatru și eu semnam contractele și, din păcate, eram întotdeauna ce semnam, făceam, știi? Asta a fost fenomenul vieții mele, să mă uit în jurul meu, să ajut pe cine pot și să trec cum se spune, nesemnalată. Acum îmi face o plăcere imensă că lumea mă semnalează, că sunt norocoasă la 85 de ani să știu ce se vorbește de mine. Asta e lucrul cel mai important. Da, este. Nu ce am făcut, dar ce pot să realizez acum, după o carieră așa de lungă. Deci 34 de ani de cântat și 30 de ani de carieră profesională. Deci e destul. Este plus imens. Restul, de 21, faceți contul și deci ajunge să vârsta mea. Pe care nu o consider importantă, că vreau să ajung la 100. Așa. Am promis că ne întoarcem... Trebuie. Am promis că ne întoarcem foarte puțin, ca să ne ținem de cuvânt, la Celibidache. Episodul pe care îl povestiți despre Sergiu Celibidache e fascinant. Nici nu știu ce am spus. Spuneți că povestea tot timpul despre sine, că se referea tot timpul numai la ce face domnia sa, că toți ceilalți erau neimportanți, cu o singură excepție. Furtwängler, pe care îl admira în modul cel mai sincer. În rest, toți erau o apă și un pământ, nu meritau interes. Și în special cântăreții, erau nimica. Absolut. Ura muzica vocală, cred. Da, muzica vocală pentru el, zice, să acompanieze un cântăreț e o prostituție. Da, eu sunt împotriva acestei remarci. Este ca și atunci când ai o dizertație asupra unui lucru pe care nu-l cunoști. Uh-huh. Eu n-aș putea să vorbesc despre o carte sau n-aș putea să fac, eu știu, o regie sau n-aș putea să urc pe scenă fără o notă necunoscută din, eu știu, din Don Carlo de Verdi. Bun, mi se întâmplă mie des. Eu deci visez că trebuie să cânt Traviata sau orice operă și că nu știu rolul. Dar în vis și mă scol disperată și nu știu ce să fac și zic, ce bine că sunt aici, în patul meu, liniștită și nu pe scenă. Asta e obsesia dominantă. Da, e adevărat. Numai că deci, ce vreau să spun despre Sergiu, bineînțeles, o persoană pe care am cunoscut-o la București și în fața studenților nu s-a comportat deloc pozitiv. Ne-a tratat foarte destul de antipatic, așa? Da. Orice întrebare era proastă, deci deja întrebarea, ce să mai vorbim de răspuns, așa, și detesta tot ce însemna Enescu și noi toți studiam la școală, conservatorul se numea, eu știu, îi purta numele, este unul din compozitorii pe care trebuie să-l apreciem în cunoștință, iarăși în cunoștință de cauză. A dirijat fabulos Enescu. Eu știu că este fabulos, eu sunt absolut de acord. A dirijat fabulos Enescu. Bineînțeles. Era împotrivă, probabil se credea original în opinia lui. Sigur că atunci când ești împotrivă sau ai o opinie, repet, pentru ceva ce nu cunoști, eu cred că ar fi bine și mai inteligent să taci. E bine, dar există lume care nu poate tace. Există lume care este convinsă că știu tot.
Și, deci, el era extraordinar, trebuie să spun, și matematician, și filozof, era filozof și totul. Dar disprețuia. Adică eu, noi eram buni prieteni. Și când venea la Roma, venea întotdeauna acasă la noi, mâncam împreună, dar ne povestea. Odată ne-a spus că în aceste șase luni am făcut 180 de spectacole. Și noi ne-am făcut socoteala. Șase luni, adică el a cântat aproape în fiecare seară. A dirijat în fiecare seară. Știi? Și în orice caz, niciodată nu ne-a întrebat pe noi să zic, bă, pe timpuri eram așa slăbuță ca dânsa. Așa. Și el s-a uitat la mine și zice, să nu te îngrași. Zic, da, sunt grasă. A, da. Dumneavoastră așa spuneți, cum să-ți fie drag un om care îți spune tot timpul să nu te îngrași? Da. Așa, da. Dar totuși... Puțin lipsi de tact, dar, bine, dar poate că-ți făcea curte în felul ăsta, ce știi? Nu cred. Nu cred, el avea alte gusturi. Nu, așa diferite cum credeți, nu. Avea gusturi pentru fete mai foarte tinerele și foarte libere. Aha. Pentru că, normal, ca orice bărbat, nu toți, se distra foarte mult în afară de matrimoniu, se înțelege. Dar când nevasta nu știe, totul e perfect. Aveți un prieten la care vă referiți exact în aceeași termen. La Fellini vă referiți în aceeași termen. Da, Fellini a fost foarte, foarte bun prieten și trebuie să spun că Giulietta degli Spiriti a fost făcută în grădina de la vila de la Fregene pe care o aveam lângă Roma și dânsul avea o vilă aproape. Deci eram în relație și în special iarna de Crăciun sau de Anul Nou veneau la mine și ei doi cu Giulietta Masina și Lina Wertmüller cu soțul ei și atâția alții de Sica. Era un grup și pictor foarte bun, Gutuzo și așa mai departe. Și ne amuzam foarte bine pentru că eu aveam întotdeauna un personal foarte cum se cade, de care îl tratam foarte bine și deci când aveam lume erau fericiți să arate că noi suntem, că toți sunt bineveniți. Deci aveam un grup foarte interesant. Fellini era un om absent. Absent din viața cotidiană. Adică venea, bea ceva, se uita pe fereastră, se mișca de aici colo și acum ce facem? Și puțin semăna cu soțul meu. Acum, și soțul meu câteodată când avea prea multă lume era abstract. Ce înseamnă abstract? Adică se plictisea. Sincer. Pe de altă parte, spuneți că vorbeați. Da, tot timpul. Vorbea, dar e clar că se gândea în altă parte. Absolut. Absolut. Și eu îl obligam pe soțul meu să fie mai elocvent și să trateze lumea cu drăgăleșenie și să spun, dar eu iubesc pe toți, dar n-am interes să vorbesc, ce să le spun? Pentru că, în general, să spun în muzică, și așa sunt sigură că ți se întâmplă și ție, toți vin și încep să discute pe cutare, pe cutare, celălalt cum este și cum nu este, și muzica cum este, nu e pasionat, și sunt amatori. Și amatori, deci nu știu nimica. Exact. Și atunci soțul meu tăcea. Și eu acasă îi spuneam, dar de ce? Nu le-ai spus că n-aveau dreptate? Dar de ce să le spun? Dacă sunt proști și vor să rămână proști, ce-i mai importă pe mine? Este alegerea lor. Să-i lăsăm să fie cum vor ei, nu? Era o problemă, știi, de etică. Episodul despre Fellini se încheie cu o imagine tulburătoare. Superbă. Soțul dumneavoastră stând în grădină și tăcând împreună cu Federico Fellini vreme de ore întregi, dumneavoastră spunând că asta este prietenia supremă, doi oameni care pot să tacă împreună. Erau nemaipomeniți ca doi frați în sensul ăsta. Știi? Visau, aveau, normal Nicola era și un poet, a fost publicat 5 cărți și a luat de 2 ori primul premiu pe Italia, cu numele de Nicola Rossi, deci nu era pentru Rossi Lemeni, și deci era un profund intelectual și în el însuși. Dar ajungea până la mine. Da, stimate doamne, un alt obicei de la noi e să invităm de fiecare dată o formulă de muzici mai altfel spre sfârșitul programului. De obicei sunt trupe alternative de rock. Astăzi ne-am luat seama și ne-am gândit la un lucru. Tot în volumul acesta de convorbiri spuneți că nu vă plac muzicile cu microfon. Că e frumos să cânti pop, că e frumos să cânti swing, dar ce e cu microfon nu vă fascinează. Nu. Nu spuneți nimic de jazz. De-aia ne-am gândit la o formulă de jazz acum. Sunt niște prieteni foarte vechi ai acestei emisiuni. Ador jazzul.
Peter și Shabby au fost la noi de foarte multe ori. Laurențiu e un prieten proaspăt de la această ediție. Domnilor, vă ascultăm, ascultăm o compoziție a lui Peter Șaru și domnilor, vă ascultăm. Thank you.
Bravo! Oh, mulțumim foarte frumos! Super! Da, Peter Șaroșii, Șeveștien, eu, Laurențiu Smău, mulțumim foarte frumos, domnilor! Bravo, mulțumesc bravo, și domnilor. Nu știu dacă eram aici sau la New Orleans, unde am auzit, am fost de deseori, această muzică, jazzul ăsta, cel care era cel mai important. Acum cel mai important sunteți voi! Bravo, bravo! Mulțumim foarte frumos, bravo. Domnilor! Eu aș fi vrut să am o, dau o masterclass pentru tot tineretul care există aici, dar nu știu dacă va fi în timp, dacă se va putea organiza ceva. Poate vă aude cineva și vă invită. Nu, ar fi oricum, cazul, nu? Da, poate da, vă da. Aude cineva după, și vă invită. După 63 de ani de carieră, ar fi cazul să dau o masterclass și la București. Și la București, nu vreau da. Să încheiem cu un ton pesimist, dar țin să spun că da. Vechea noastră meteahnă, meteahna asta care se tot mișcă de la un secol la altul și trăiește parcă din ce în ce mai bine în România, meteahna asta cu fie uităm oamenii care au plecat din țara asta și au făcut lucruri minunate, fie le dăm în cap celor care stau în țara asta și vor să facă lucruri minunate, e o meteahnă care încă mai respiră, de aia insist, poate vă aude cineva și vă invită să țineți un masterclass, pentru că așa ar fi normal. Mai bine mai târziu decât deloc. Bun, vă mulțumesc bine. Încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră. Noi. Mulțumesc. Noi suntem fericite că am putut veni împreună. O să mergeți la solul vostru? Da, da, da. Trebuie să merg să văd mormântul părinților mei. Și am hotărât că așa când voi fi și eu cenușe, să fiu îngropată tot acolo. Am dat ordin băiatului meu să execute acest. Da. Deci, sunt testimon, peste 15 ani, că am zis că vreau să ajung la 100, o să viu în România din nou. Mulțumesc mai mult decât atât, nu mai spun. Le mulțumesc celor care sunt alături de noi. Și vouă, dragii mei. Mulțumim celor care au fost toți, atât toți de buni în seara asta. Mulțumim foarte frumos. Bravo. Ne vedem data viitoare la Garantat 100%. Noapte bună. Televiziunea Română, Întâlnirile JTI și Fundația Art Production îți recomandă Garantat 100%.